Bine ați venit în bucătăria Kitchen Shop! Astăzi o să facem înghețată. Nu o înghețată, două înghețate. Una cu ajutorul aparatului de înghețată cu compresor Unold și cealaltă cu ajutorul mixerului planetar KitchenAid și bolul său de înghețată. Aparatul KitchenAid, cu care am pregătit noi pastele cu sos a la bolognese, are acest bol de înghețată, un accesoriu separat în care preparăm o înghețată cremoasă și delicioasă. Bolul de înghețată KitchenAid trebuie să stea minim 15 ore la congelator înainte de a-l folosi. Ce se întâmplă? În pereții bolului există un lichid care trebuie să fie congelat ca să putem prepara înghețata. Aparatul de înghețată cu compresor Unold nu necesită același timp de prepregătire. Înghețarea produsului făcându-se pe parcursul preparării. Să începem prepararea înghețatei. Începem cu înghețata de ciocolată. Avem nevoie de smântână dulce, lapte, zahăr, ciocolată, cacao, ouă și un pic de sare. Separăm albușurile de gălbenușuri. Noi avem având nevoie de gălbenușuri. Acum batem gălbenușul cu zahărul până se albește compoziția. Bun, compoziția s-a albit într-un vas separat. Adăugăm laptele, incorporăm cacaua, amestecăm bine, ciocolata mărunțită și punem la încălzit la foc mic, amestecând în permanent, că nu vrem să se lipească ciocolata. Cea mai delicată operație este aceasta. Bun, ciocolata s-a topit, cacaua la fel, s-a integrat, s-a incorporat bine în compoziție. O amestecăm cu gălbenușurile pe care le-am bătut cu zahăr. Ea este caldă, adăugăm un pic și amestecăm, căci altfel coace ouăle, fiind fierbinte, da? Temperez doar ouăle. Venim înapoi toată compoziția în crăticioară. Încălzim compoziția până la 82 de grade. Temperatura o controlăm cu ajutorul acestei linguri cu termometru de la Kitchen Shop. A ajuns la 82 de grade, da? Imediat incorporăm smântâna dulce și cu el într-un bol cu gheață, cu apă și gheață, la răcit. Ia uite, 70. Ideal e să ajungem cu compoziția la 5-6 grade. Am terminat de preparat compoziția înghețatei de ciocolată. O facem pe cea de vanilie. Compozițiile s-au răcit, nu rămâne decât să facem înghețata. Am pus înghețata de vanilie în bolul de înghețată KitchenAid. Acum punem înghețata de ciocolată în aparatul de înghețată cu compresor Unold.